Operei Naționale Române din Iași. Mezzosoprana Maria Miron, soprana Diana Bucur, tenorul Florin Guzgă și basul Ivan Licusan. Ținem să mulțumim Episcopiei Romano-Catolice Iași, care prin bunăvoința episcopului Iosif Păuleț a sprijinit spectacolul Operei Naționale. Requiemul de Wolfgang Amadeus Mozart din această seară aduce un omagiu celor care au trecut în neființă din cauza virusului SARS-CoV-2. Totodată, dorim să ne exprimăm gratitudinea și recunoștința față de medicii, cadrele medicale și persoanele implicate în lupta pentru combaterea noului coronavirus. În public, alături de noi, avem ca invitați speciali angajați ai Spitalului de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva, Spitalului Militar, Spitalului de Urgențe Sfântul Spiridon, Spitalului de Neurochirurgie Nicolae Oblu, Institutului Regional de Oncologie, Spitalului Parhon, Spitalului de Pneumologie Pașcanu, Spitalului CFR, Spitalului de Recuperare, Spitalului de Copii Sfânta Maria, Spitalului Cuza Vodă, Spitalului Elena Doamna, Institutului de Psihiatrie Socola, DSP Iași, Serviciului Județean de Ambulanță, Inspectoratului Județean de Poliție, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului de Jandarmi Iași. Îl invităm la pupitru pe maestrul Alessandro Cedrone.
lacronem exaudisti. Thank you.
Thank you.
Domnule Tată, promisiți-ne!
Cui